Hai, bună ziua și bine v-am regăsit pe canalul meu! De fapt, bună seara! Astăzi îl am lângă mine pe nimeni altul decât Peter! Și astăzi o să fac primul meu challenge împreună cu fratele meu! Yay! O să ne jucăm ghicește ce mănânci. Mai exact, avem voie să combinăm două alimente sau trei? Trei. Două. Trei. Ok, trei alimente. Spre exemplu, banană cu sare și cu muștar. Iar noi o să trebuiască să le ghicim pe toate trei. Dacă ghicim doar două, se pune un punct? Jumătate. Jumătate de punct. Ok, și dacă ghicim doar una? Era 20. Ok, hai, bine. O să ne legăm la ochi cu această eșarfă, iar ca să fie jocul și mai dificil, o să ascultăm și muzică. O să ne punem căști ca să nu mai auzim absolut nimic. Ia și tu punga să le arătăm cum ne-am pus noi aici mâncarea. Deci asta este mâncarea mea pentru el, asta este mâncarea lui pentru mine. Am decis să le punem așa ca să nu vedem absolut nimic înainte, să fie cât mai interesant. Încep tu sau încep eu? Tu. Hai să facem piatra foarte cârtie. Cine pierde, începe. Începe să guste. 1, 2, 3 și... 1, 2, 3 și... 1, 2, 1. Păi gata, nu mai e, doar singura dată facem. Vezi ceva? E ceva gen? Stai să dă-ți căștile jos. Și acum o spui. Ce crezi că e? De ce mângem? Nu. Ceva de patiserie? Nu. Da, pare rău. Hai să-ți arăt ce era. Stai, nu te uita că am aici punga deschisă. Era un jeleu. Ah. Un singur aliment ți-am dat, așa și cu de pădure. Jeleu cu fructe de pădure. Da. Hai că-mi pun eu asta singură. Să dai și mie drumul la muzică. Că nu mai văd. Ardei? Da. A, ustura. Cu un condiment, cu... Să-ți dau ardeiul? Tarhon? Nu. Deci am zis... Mai de ce cât? Oregano? Nu. Leuștean? Nu. Ah. Ardei cu ce era? Cu nucă de cocos. Ai, mă!
ce-ai făcut pe masă? Ia dă-ți drumul la muzică înainte. Să ne fac arti. Dă-ți drumul, hai, te ai de... Hai leșinat aici. Am multe condimente. Să fie? Nu. Ceai. E ceai ăsta? Da. Ai ghicit. Cât este puțin, că nu știu cât mai e punctajul. 1-0. Pentru? Bine. Păi stai că am ghicit ardei. Ah, da. Ești da, exact. Am și o jumătate de punct. Dar stai mă, prima oară n-am... 1-0-5. Ok. Se vrea că am mâncat ce. Acum mi-am dat seama. Dă-mi, dai să-mi bag muzica, să... Nu mă mai scrie. Chiar m-am speriat. Vezi că eu nu, am fost cu minte și nu ți-am combinat nimic momentan. Încă. Mac? Da. Cu salată. Și? Și? Mhm. Sare? Nu. Semințe? Nu. Ia. Lepte, ce mi-ai pus aici? Încă două cercări. Da, așa, mă, dacă. Unde e ăla? În fața ta. Nu e mă cu așa semânță? Nu. E cam tare. Nu știu. Da. Ai, mă! E oțet de la de... Oțet cu sare. Nu. Nu. Ulei cu sare. Nu. Ta... Nu, nu... Nu uita cum se numea. Mamă. Ta, e un ăsta japoneză, știu. Ta... Nu, ia... Nu mai știu cum se numea. Zai de zi. Ăsta e.
De la... Te ne-ai bătut? Da. De ce ai ajuns? Soia! Zeamă de lămâie? Da, unda. Piper? Nu. Nu? Nu. Coriandru? Nu. Ghimbir? Da. Ghimbir cu lămâie și mai ceva? Da. Miere? Nu. Gata, am pierdut că... Cu ce mai era? Cu... curcuma. Oh, mi-ai desfăcut curcuma? E o chestie pe care pun eu aici, nu o văz. Păi aia. Nu știu aia. Deci apă. Așa. Nu e apă. Ce-ai gust de o văză? Haide, zi, știi sau nu? Lasă-mă de-aia. Dă-mi seara așa să vezi ce-ai mâncat. Băi... Chiar ai pus gurii de tot nou pe la bot. Și că ai apă. Să-l scuip ca monstru.
Iar ai umblat la condimentele mele. N-ai ratat un condiment. Și chestia asta. Celina? Nu. Condimente pentru pui ăla. Hai să zicăm. Cu ce? Cu ghimbir. A, doar ghimbir era ăla? Ce-am mâncat eu? Două bucăți de ghimbir mi-ai dat? Da. Am făcut serviș. Ai, mă, pe bune! Sos picant. Așa. Tu știi ce picant e ăsta? Trebuie să aduc lapte. Aolo. Mamă cum e. Aolo. Nu mă să zic că ai făcut lapte la ingredient. Nu zic nimic. Hai zi nimic. Hai de capul meu. Varză, ce e? Alo. Alo, nu mai pot. Te-am luat căldurile. Ce mai pot? Ce e, varză? Nu. Și eu ți erau. Nici să mai pot. Hai și mura. Te lași bătut? Salată. Nu. Ce era? Dă-ți asta jos să vezi ce, ce-ai mâncat. Nu mai pot. Ai transpirat. Nu mai pun la capul. Nu mai transpirat. Te-ai mâncat de salată? Nu. Da, și nu mai pun. Eu ți-am spus să... Să-mi lacrimile. Ce mai picam sus, care l-am mâncat toată viața mea, trebuia iată lingură întreagă, lingurița. De capă. Mă simt fața. Banana cu untură? Nu. Cu brânză? Iată-vă! Și cu mace? Cu lucrurile cocos. Iată-vă! Da? Da. Băi, ai băgat brânză în asta, nebunule! Mi-ai stricat toate astea. Și cam acesta a fost și videoclipul nostru. Sincer să fiu, nu mai știu cine a câștigat. Dar cred că eu am câștigat. Dar o să le socotesc eu la editare și o să vedem cine e câștigătorul. Ok, dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să dați un like, share, subscribe și bineînțeles apăsați pe clopoțeșen ca să fiți la curent cu tot ce postez eu. Și dați-mi și un follow pe Instagram. Please. Pupici. Zi-mă și tu ceva. Pupici. Da, pupici. Mai zi și altceva. Hai tu de încheiere. Pa. Aștepta să zici
și tu ceva, să ții un discurs mai lung puțin. Lupa!